Prăjirea cafelei este un proces complex care afectează gustul într-o mare măsură. Intervalul de timp între recepționarea cafelei verzi și prăjire este foarte scurt. După prăjire, cafeaua se utilizează în decurs de 1-2 luni. Ești curios cum prăjim cafeaua? Îți vom arăta! În primul rând, cafeaua trece din rezervorul silozului în tamburul de prăjire, unde are loc și amestecarea, creindu-se o nouă aromă dintr-un amestec de mai multe tipuri de cafea. Gustul cafelei este influențat de timpul petrecut în contact cu aerul și de durata prăjirii din tambur. A Fresh Corner Blend helyi ízlésnek megfelelően espresso pörkölésű. Ettől is balanszos, harmonikus és nagyon finom. A megfelelő pörkölési receptúra segít, hogy állandó magas minőségi kávét készítsünk. Bár mindegyik blend egyedi, a pörkölés követően 24 órás pihentetési időszak következik, ugyanis pörkölés közben gázok keletkeznek, amiknek egy része a pihentetés alatt távozik. Acum cunoști procesul de pregătire a cafelei de înaltă calitate Fresh Corner.